o discuție înainte de meci, toți trei portarii, cu Nea Puiu și cu Gabi, și așa am hotărât toți trei. A fost emoții în seara asta, emoții mari? Cum ați trăit? Am plâns, mă uitam la Răduciu, plângea și el, mă uitam la Popescu, plângeam toți. A fost exact cum am așteptat, emoție multă, suporterii noștri, dacă aveam 200.000 de bilete, în stadion 200.000 de locuri, era arhiplin. I-am zis lui Popescu, ai comis-o tu cu ultimul anul ăsta. Da. Bine, din ce în ce merge cel mai greu, trebuie să recunoaștem. Apărarea, ați avut o parată foarte frumoasă. Apărarea? L-ai văzut pe Belu cât a alergat? L-a remarcat Murillo, a spus că dacă ar avea bani, n-ar cumpăra. Așa ceva este, da. A zis jucător de clasă mondială, Murillo, a zis de pe incredibil, da. Da. 60. Dar noi după marge stăiam și ne uitam, bă frate, este ceva, da, Costel Gâlcă? Ce gol a dat. Costel, părerea mea, cu o repriză merge, da. Bine, pentru unii mai unii cu pianul, alții cu unii cum apa, alții cu sapa, cum spunem noi românii, da. Cred că și vouă v-a plăcut, nu? A fost o seară reușită. A fost o seară extraordinară care va rămâne în istorie și în care ne-am simțit bine cu toții, și noi cu suporterii noștri, și suporterii noștri cu noi, și noi cu voi, și că pentru prima dată s-a văzut că atunci când suntem uniți și suntem împreună toți, suntem mai puternici. L-ați încurajat și pe Răzvan Prodan în minutul 3. Răzvi, da. Da, noi vorbim cu el. Noi, copilul nostru, ne pare rău că fratele nostru Didi n-a fost cu noi seara asta, dar de unde e, de acolo de sus, cu siguranță că s-a uitat la noi. Și când i-au scandat suporterii numele, cu siguranță că plângea, cred. Că nu e și el cu noi aici, dar am plâns și noi. Credeți că va mai fi o altă generație care să reușească ceea ce ați făcut voi? Și iată, un meci de ăsta... Trebuie să fie. Avem o generație bună, acum trebuie să avem încredere în echipa națională. Este momentul lor. Sper că au învățat ceva din seara asta, să vadă și ei cât de frumos e, pentru că și la ei a fost frumos, da? S-au calificat, bravo lor, lumea e alături de ei, toți suntem alături de ei. Este momentul lor acum. Dar ai lacrimi în ochi, așa pare. Da. Păi plângem, că asta este. Rivaldo, Stoișcu... Da, Caragonis. Băi, și i-am zis lui, băi, Belu, dă-i, bă, fratele meu, dar ce să dea Belu, mă, că e nu dă. Da, la Caragonis, incredibil. Și l-a băgat, dar l-a văzut pe Mourinho? Da, a venit la Galaga. Da, de arbitri, a spus de arbitri că tot trecea timpul și era pauză. Că nu-i place. Băi, e un antrenor atât de mare, nu-i place să piardă nici la amicale. A fost la noi vestiar înainte de meci și a ținut un discurs în care stăteam așa, toți la el. Ce v-a zis? Ne-a luat pe fiecare în parte și ne-a spus ce bine te cunosc, cât de mare ai fost. Pe toți, vă cunosc, pe toți, pe fiecare în parte. A fost un discurs de câteva minute. Mai culmea, motivațional pentru noi. Când a ieșit afară, am început să țipăm și să păi ei, acum. Și tata Puiu se uita? Era și tata Puiu în vestiar acum? Da, era acolo, dar Nea Puiu și cum e. El mai liniștit. Da. Domnul Iordănescu a văzut toată festivitatea din gura tunelului. N-a vrut să vină acolo lângă voi. A stat chiar în gura tunelului. Păi știu de ce. Așa. Cred că era cu în costum, nu? Și șampanie, probabil că era... Deja vorbisem cu băieții să-l fabricăm. Și atunci, da. Dat fiindcă mâine este meciul dintre Cluj și Craiova, vă așteptați să vină și antrenorii lor? Sunt apropiat de amândouă echipele, eu fiind și jucător al Universității și fost jucător al Cluj. Dovadă, bravo lor, și aici vreau să felicit conducătorii celor două echipe pentru că au permis celor doi antrenori să-și facă datoria. Dar mâine cu siguranță că își vor face datoria. Mâine, vedeți, de asta e frumos fotbalul. Mâine vor fi în tabere diferite. Da? Și joacă pentru un obiectiv major, și Neluțu și Costel. Super, mulțumim!